Bună ziua tuturor! Sunt Arotela. Iată-mă cu o etalare colectivă, alege cartea pentru martie, după o pauză destul de lungă pentru voi. Pentru mine, evident că a fost scurtă, pentru că am fost prinsă cu multe proiecte și nu doar proiecte, și niște probleme personale. Deci nu a fost doar de bine, au fost și situații mai complicate pe care a trebuit să le rezolv. Sper că mă înțelegeți când nu apar, nu apar din niște motive. Și sper acum să, re, să ne reconectăm și să revin cu etalări care vin în favoarea voastră spre ghidajul multora și spre inspirația celor care vor să găsească un mesaj bun în fiecare etalare. Chiar dacă etalarea 100% nu corespunde cu voi, măcar să găsiți o parte din cele spuse ca fiind inspirante. Acum o să fac, o să încep etalările pentru martie cu această etalare în care voi va alege seturile de cărți. Eu am pus la dispoziție niște cerceluși, asta pentru că e luna martie, e o luna dragostei, din punctul nostru românesc de vedere. Și mi s-a părut mai interesant decât să pun medalie. Eu ne-am zis că totuși cercei reprezintă o pereche. Și acum e 1 martie, urmează 8. A fost dragobetele. E o luna dragostei, într-un fel sau altul, și am zis a conectării cu sufletele noastre perechi. Sper. Pentru noi, pentru mulți dintre noi, să, să fie o lună bună. Ei, hey, și am pregătit aici niște... Oare le vedeți suficient de bine sau să vi le arăt? niște cerceluși. Evident, asta e, va trebui să vă adaptați la gusturile mele. Poate nu vă plac da? toate zdrângănele pe care le mai port eu. Dar, vedeți, din ce pun la dispoziție, cu ce vă conectați sau la ce vă conectați, mai bine zis. știți niște cerceluși mai ciudați, mai ciudați, da, cam așa sunt, da? și perechea. Da? Numărul 2. Nu știu numele seturilor de cărți, nu mă întrebați chestii de astea, că sunt total pe din afară cu numele seturilor. Cărțile cu care au venit sunt în alt loc. Încă o pereche de... Ăștia cred că au... ce să fie? Piatra asta verde ar putea să fie oricum verdele, reprezintă chakra inimii, vindecare. Sunt din aramă, de la fundul plastic. Hm. Și aceștia cu hematit am impresia că este. Da? Îi vedeți? Îi vedeți? Îi vedeți? La să vedem cum, e. cum se pun. Din argint. Ăștia în sfârșit mai e și eu din argint. Nu doar zrângănele. E, Cam așa ar fi alegerea. Puneți pauză, vă gândiți, eventual, să vedem un pic și din seturile de cărți și apoi vă căutați etalarea. Ne auzim mai târziu eventual, pentru cei care au ales alte numere în afară de numărul 1. Ok, Începem cu setul numărul 1, cu cei care ați ales această pereche, în formă de inimă, probabil sunteți mai sentimental ca mine, da? Probabil că așteptați dragostea, într-un fel sau altul. Și dacă o așteptați, teoretic, ar trebui să și vină. Am, înainte să amestec cărțile să vedem ce vine, aveți ca și sfat cartea aceasta din seria Scopul vieții de Dorin Vorciu, da? Copiii. În această perioadă, unii dintre voi, sunteți chemați în a vă apropia mai mult de copii, copiii voștri în cazul în care aveți copii, să stați mai mult cu ei, să eu știu le vorbiți despre despre animale, despre îngeri, să aveți discuții și nu doar discuții și activități foarte creative și și nu doar educative, edutainment, edu cam așa se zice, nu? Educație și creativitate în același timp. Pentru unii dintre voi, poate, vom vedea ce cărți mai apar, poate sunteți chemați să treziți copilul interior din voi, da? sau pur și simplu să ajutați copii care n-au, să zic, hăinuțe, -au, au nevoie de bani pentru sănătate, Poate unii dintre voi și predați copiilor. Orice, orice. Oricum, ideea de copii. Poate unii vă gândiți să aveți copii. Poate unii așteptați copii. Vom vedea, sau mai bine zis, veți vedea. Da? Și poate unii dintre voi îmi veți povesti. Foarte interesant în continuare la aceste de cărți este că... Vai, și minunat! Și minunat! Wow! vedem ce cărți apar. Din seria 7 de la Înger, parcă așa le zice acestor cărți, ați primit, vai, o superbă carte, Uniunea Inimilor. Numărul 28, 28, ce? 10. Doi, două persoane sunt atât de conectate încât devin una, da? Nu degeaba au ales numărul acesta. 2 înseamnă o relație, două persoane, 8 care se transformă în 1, o singură ființă. Și este minunat. Unii dintre voi, dacă sunteți în această uniune atât de profundă, poate într-adevăr vă doriți să aveți copii. Să aveți copii. Vedem ce cărți apar și le mai conectați și voi în funcție de viața voastră personală, de povestea pe care o trăiți. Oricum este o carte superbă, care e interesant. Eu am vrut o singură carte să apară, dar a mai apărut alături, deși am ținut musai să vă și arăt, pentru că sunt niște cărți foarte puternice și poate contează pentru unii dintre voi. A mai apărut alături de... Exprimați-vă dragostea prin cadouri, probabil mesajul e în mod special pentru bărbați. Poate trebuie să oferiți flori, mărțișoare, eu știu ce, atenții, că tot e mărțișor, tot e 8 martie, eu știu ce, alte sărbători mai vin. Sau pur și simplu, pentru că începe primăvara, exprimați-vă dragostea și prin mici atenții. Numărul 19 poate să spună cuiva ceva, iar numărul 11 știți foarte bine, unii dintre voi care citiți în domeniu, reprezintă numărul flăcărilor gemene. Poate această Uniune a Inimilor, vă apropiați in... sau se apropie flacăra voastră geamănă pentru că sunteți puternici. Pentru că sunteți puternici. Și cred că unii dintre voi, cartea spune, uite-te ce putere interioară ai, cât de, de puternic ești și poate nici nu realizezi cât ești de puternic. În acest moment, cartea îmi sugerează că unii dintre voi V-ați atras această sau vă atrageți această flacără geamănă sau suflet pereche, foarte darmic, pentru că v-ați trăit viața de ca și când ar fi în preajma voastră. V-ați făcut afirmații, ați proiectat, cum, cum se vede și în acest glob, ați proiectat undeva într-un nou univers, într-o nouă dimensiune această mare dragoste pe care o doriți. Și vorbesc de mare dragoste și nouă dragoste pentru că setul de cărți s-a împărțit în două și a vrut să vă atrag atenția că într-adevăr vine o nouă dragoste da? noua, dragoste new love și într-un fel sau altul cât de curând sau lunile următoare dacă nu, nu în această lună veți auzi aceste cuvinte puternice că sunteți iubiți. Cineva vă va spune te iubesc, poate și voi veți spune cuiva aceleși cuvinte, aceste cuvinte care sunt atât de puternice. 20-26 să spună ceva cuiva. Vom vedea ce apare și netalare. Vom vedea ce apare și în etalare. Deja au trecut 9 minute. Iar am vrut să aleg o carte, să primesc o carte din Spiritul Animalelor pentru această lună, pentru voi, cei care ați ales aceste inimioare, aceste de cărți. Și cu și a venit într-adevăr nutria, dacă nu creșesc, nu nutria, care în aceste de cărți, e similar cu 10 de cupe cu o mare bucurie cu... și e normal când te apropii sau măcar că te întâlnești chiar dacă nu începi relația că e vorba de o nouă dragoste când te apropii de această flacără geamănă n-ai cum să nu fii fericit fericită, dar simți sau suflet pereche darmic. Și toate chestiile astea vin după o mare transformare, după o trecere printr-un printr întuneric spiritual a unuia sau al, al, altuia. Poate unul a trecut de curând și altul e un pic mai evoluat, că așa se întâmplă la flăcările gemene, tocmai pentru că se întâlnesc, tocmai ca să se declanșeze această transformare în viața celui care este mai puțin evoluat sau... În fine, din niște motive, Dumnezeu știe mai bine din ce motive, nu s-a trezit, da? E, e cartea care în, ca, în tarot ar reprezenta moartea, da? Dar vorbim de transformare. Este semnul aerului. Poate există o relație. Interesant, interesant. Între cineva, semn de apă și semn de aer, sau planetele voastre, din semn de aer, semn de apă, într-un fel sau altul. Creează niște conexiuni. Puteți avea și conjuncții, mai ales dacă sunt la început sau la sfârșit de, de zodie, da? De exemplu, înainte de semnele de apă sunt semnele de aer. Dacă aveți o planetă la sfârșitul semnului de aer, poate să facă conjuncție cu o planetă la începutul semnului de apă. Da, zic, se poate. Se poate să se creeze și conjuncții și aspecte benefice chiar între elemente care aparent, aparent, nu s-ar potrivi, dar e doar o aparență, pentru că această transformare și o transformare, îi văd aici luna la nivel emoțional, profundă, profundă, mai ales pentru cel sau cea care de aer, sau pentru cel sau cea care are planetă în semn de aer. Transformarea probabil este mai profundă pentru această persoană. Probabil că și ceilalți au trecut prin aceste etape mai de mult, dar au ajuns în acest moment de 10 de cupe. De mare fericire. Oh, Doamne! Oh, Doamne! Da! Aveți posibilitatea să vedeți viitorul cu alți ochi, printr-o altă perspectivă, ca și când vedeți e, o, e ca o gaură, o gaură printr-o ușă sunteți undeva într-o dimensiune, într-o etapă a vieții voastre, pe care s-ar putea să o lăsați în urmă și unul și celălalt sau cel puțin unul o va lăsa în urmă pentru că vedeți, vedeți primăvară verde, ce verde frumos se arată, nu? Simțiți că e transformare este creștere haideți să vedem cărțile spun. Mm, Ia uite, Divine Child, că tot a apărut copii. Cineva se gândește la copii, măcar unul dacă nu am doi. Vă, vă veți gândi la copii sau la copilul interior. Aici teoretic ar trebui să fie marele preot. Dar, marele preot, înțelepciunea cea mai profundă vine în momentul în care ne conectăm și la acest copil interior, nu doar la regulile și tradițiile cu care ne-am obișnuit. Ok, să vedem. Trecut. Ca să nu dureze foarte mult, voi tăia. Una, două, trei. Okay. Trecut. Hm. 8 de pietre, 8 de monede, da? 6 de monede și... Semn de aer, iarăși. Regele de spade sau regele de manuscrise. E un semn de aer aici. În această poveste. Există și cineva cu planete în semnul peștilor sau, sau cineva în semnul peștilor sau pur și simplu acest spânzurat, că tot repre, reprezintă semnul peștilor, confirmă faptul că această etalare chiar este pentru energia lunii în care ne aflăm, pentru zodia în care ne aflăm. Dar, în um, aceste de cărți, bufnița reprezintă înțelepciune, da? Hmm. Interesant. Ok, hai să citim acum. Deci, în trecut, 8 de monede, 6 de monede și poetul. Poetul sau regele de spade. Ați muncit! și nu știu sub ce formați muncii dar toate cărțile îmi vorbesc despre o transformare spirituală. Și chiar dacă vă plictisește acest limbaj și această realitate cu care încă unii nu, nu s-au obișnuit, chiar cineva a luptat, a luptat, interesant, a luptat și a lucrat cu cu, cu cu inima sa, cu emoțiile sale și dacă este vorba de un semn de aer că apare regele de, de mon, manuscrise care reprezintă semnul gemenilor al balanței sau al vărsătorului sau cineva cu planete cu marcaje poate să fie și nodul nord dar cineva cu marcaje în semn de aer această persoană sau voi voi, nu neapărat această persoană ați muncit, ați investit în transformarea voastră emoțională, că sunteți semne de pământ, că sunt monede, sunt pietre, că sunteți semne de aer, că sunteți orice alt semn, că am vorbit și semn de apă, nu contează, ați muncit, ați pus piatră peste piatră și e interesant cum aici apare imaginea cui Stonehenge-ului. V-ați creat un templu, mulțumesc de inspirație, un templu, și afară de acest templu emoțional, și nu doar emoțional, și stabil și material, pentru că sunt pietre, v-ați creat stabilitatea, ați muncit pentru stabilitatea voastră. Și pentru echilibru vostru, șase de monede, da? În relație cu cei apropiați. Ei, și încet, încet, sau eu știu în cât timp, ați ajuns un uh, în înțelept, într-o formă sau alta. Puteți, prin acest poet, puteți să exprimați într-un mod creativ și inspirant, Experiențele prin care ați trecut, cum ați reușit să mutați acest gigant, da? Și să-i transformați, adică greutățile voastre din viață, și să le transformați, să vă transformați templu, casa, corpul, emoțiile, că e un vas cu apă și e interesant cum apare într-un semn de monede, da? Ați construit, v-ați construit, eu simt că e vorba de construcția voastră, v-am zis, și materială, și financiară, dar și emoțională. Și să nu uit, pentru că aveți și șase de monede, care, de, de pietre, care vorbește despre relație. Poate sunteți cineva cu marcaș pe balanță, da? Avem și sem de aer. V-ați transformat prin toate aceste relații prin care ați trecut în ultima vreme și eventual, eventual. Dacă v-ați întâlnit cu acest suflet flacără geamănă, da, această întâlnire vă transformă în continuare, că a apărut, interesant cum corespund cărțile, a apărut și nu Batman, Batman, a apărut cu am vorbit de transformare și 8 înseamnă, da, 8 înseamnă transformare. 6 numărului Venus al relațiilor, Poate unii dintre voi ați trecut în timp și prin triouri, v-ați rănit, v-ați ați făcut compromisuri, dar toate lucrurile acestea s-au întâmplat ca să creșteți. Și am zis să nu uiți să spun și acest mic detaliu, poate contează în această transformare a voastră și financiară, și emoțională, și spirituală. Da. și mentală, că vorbim de un poet, de un rege de spade și mentală, v-ați transformat într-un fel sau altul și nevoile intime, pentru că avem un senfalic în depărtare și nu trebuie omis totuși. E cu un scop și apare în etalarea voastră tot cu un scop. Da? Haideți să vedem în prezent. Da? Am vorbit aici apare iar bufnița v-ați înțelepțit într-un fel sau altul, nu contează vârsta pe care o aveți, cel puțin pentru vârsta voastră s-ar putea să fiți orice vârstă ați avea, să fiți mai înțelepți decât colegii voștri. În prezent. Setul numărul 1. Ce experimentează în prezent? Ia să vedem. Oh. Aier, aer, aer, aer. Acum și pasiune. Hm. Interesant. Oh, regina de interesant, regina de monede. Um, perechea voastră ideală, într-o formă sau alta. Eu pereche mentală, că vorbim de elemente de aer, da, dar nu doar nu doar mentală. Hm. În prezent vă faceți griji, că asta înseamnă de fapt 8 de manuscrisă sau 8 de spade. Pentru că, de-a lungul timpului, ați fost mințiți șapte de manuscrise, similar cu șapte de spade. Ați bătut la uși închise. Da? Ați scris poezii, că sunt manuscrise, da? Ați scris poezii, ați încercat să comunicați, că de fapt asta înseamnă să comunicați cu oameni care nu și-au deschis sufletul și nici mintea, nu au avut mintea suficient de brici ca să vă înțeleagă. Și nici Sufletul, evident. Și din acest motiv, pentru că în trecut ați, E interesant că acest șapte de spade apare chiar sub șase de monede, da? Sub această imagine a relațiilor echilibrate. Că, de fapt, asta înseamnă relație echilibrată și spirituală și financiară și emoțională și creativă și pasională, da? În trecut. Și în prezent poate. Și în prezent încă resimțiți. Încă vă este teamă. Nu puteți să ieșiți în acest blocaj mental pentru că de-a lungul timpului ați fost mințiți. Ideea este să nu vă mințiți și voi și să pierdeți ocazia să vă conectați cu această regină de, de spirale. Această despirare, vreau să zic, de manuscrise. s-ar putea să fie și despirare, adică să fie o persoană și cu planete în semnul focului. În fine, există această, acest potențial de parteneriat, că doar aveți Uniunea Inimilor, dar flăcări gemene, într-un fel sau altul. E o persoană la fel de creativă ca și voi și mentală și înțeleaptă, care se transformă, da, avem un fluture și am vorbit de transformare și la voi. Probabil că o știți, o simțiți, dar dintr-un motiv sau altul, încă nu vă doriți această companie, vă doriți acest parteneriat pasional între voi doi, dar încă vă mai faceți griji, pentru că ați trecut printr-un deșert emoțional și mental în această transformare despre care am vorbit mai devreme și în relațiile pe care le-ați experimentat, în care ați fost mințiți, da, și ați fost lăsați, da, cum? Sperând, uh... Chiar într-un fel sau altul poate v-ați simțit și un pic în, în frig, în ce sens? În sensul că v-ați dori să comunicați poate subiecte, poate chestiuni, aspecte ale vieții voastre cu cei pe care la anumite momente i-ați considerat apropiați și ei nu au putut să vă asculte și atunci evident că te simți singur și te simți, deși ești într-o relație, te simți singur, te simți așa într-un deșert mental, emoțional. 8 de manuscrise, similar cu 8 de spade. Dar în acest moment simt că doar e sub acest 8 de, de monede și am vorbit că deși sunt monede, deși sunt pietre, există și o cupă, sunt și emoții. Simt că vă deschideți inima, trebuie să vă deblocați mintea deschizându-vă uh, da, deschizându inima. Este o energie foarte puternică acolo pe care trebuie să o exprimați. Este un foc, acest regede de spirale pe care trebuie să-l exprimați, un foc matur. Dar ca să puteți să faceți acest lucru trebuie să vă deblocați mental, poate de niște preconcepții. E un fel de alchimia voastră mentală. Ia uite ce frumos arată. Lucrați un pic cu voi. Poate deja lucrați. Hm. Și dacă în trecut ați fost mințiți în, acest, în acele relații, încercați să nu vă mințiți pe voi, să nu credeți că veți fi mințiți și acum. Conectați-vă la intuiția voastră ca să puteți simți și să vă puteți conecta la această pereche perfectă, da? Regina, e țesătoare, țese gânduri, se transformă și ea, țesând gânduri, voi, unul sau altul, creați poeme. Bine, nu trebuie musai să scrieți, dar dacă scrieți, cu atât mai bine. Probabil că vă imaginați foarte mult, vă faceți povești, vă creați povești. și Cum ați fiți mai devreme, și poate nu întâmplător, v-ați creat povești, v-ați creat un univers, și încet în ce se apropie universul de voi, îl materializați, începe să se manifeste această nouă dragoste. Nu știu de ce conectez această carte cu aceasta, da? Amândouă au, au câte un glob. Poate că amândouă ați lucrat într-un fel sau altul. Unul mai mult, altul mai puțin, vedem. În viitor sau până la sfârșitul lunii. Setul numărul 1. Aveți putere, aveți putere să să lucrați cu voi și să vă transformați viața. Am văzut puterea. Oh, cinci de manuscrise, iar aer. Cu siguranță că aveți multe planete în semn de aer. Cinci de manuscrise. Regina de spirale. Am vorbit mai devreme de Regina din greșeală. Am zis Regina de spirale, deși era Regina de manuscrise. Ia uite și mai... Vă conectați și mental și pasionar la acest personaj care apare bărbat femeie în viața voastră. Este ca o muză. Căreia vrei, vreți să-i fiți compa -ă, companion, să-i fiți parteneri. Ce frumos! Și justiția! Mai, sunteți balanță sau aveți de-a face cu cineva în semnul balanței. Interesant că apare sub această energie masculină, da? Și doi regi. Regele de manuscrise, vedeți că stau un pic contra luminii. Regele de manuscrise, regele de spirale, care înseamnă regele de spade sau regele de băte. Adică aer și foc. Și la sfârșit avem justiție. Adică. Adică. Această zeiță sau această zeitate, mai bine zis. Cred că unii dintre voi aveți planete în semnul leului, că nu degeaba apare regele de spirale, și în semn de aer, pentru că apare, da, o zeitate cu aripi. Dar posibil să aveți planete în semnul balanței. Asta cu siguranță mulți dintre voi veți avea într-un fel sau altul. Hai să vedem cum, cum citesc cărțile. Până la sfârșitul lunii. Bine, nu se văd, nu știu dacă le vedeți. Oh, ce frumos! La capătul setului de cărți aveți iar monele, de spirale și manuscrise. Deci um, ar fi, sau pietre, spirale. Ar fi foc, pământ și aer. Cam asta e. Emoții nu apar decât aici, în ghidajul de la Spiritul Animalelor. Poate persoana cu care aveți de-a face să fie semn de apă. Haideți să vedem cum citesc acum cărțile. Deci, spre sfârșitul lunii martie. Hmm. Cinci de manuscrise. Este similar cu Cinci de Spade, care în tarotul clasic reprezintă argumente sau situații complicate în care cineva vrea musă să câștige, dar dintr-o dorință egoistă. Cred că la un moment dat, zic eu, pentru că apar cărți bune, Regina de băte sau de Spirale și Justiția. Spre sfârșitul lunii martie, zic eu, pentru că așa îmi sugerează cartea, învățați să faceți eliberări pe hârtie, să vă eliberați mental de niște preconcepții. Da. Ca să continuați această transformare această construcție a voastră spirituală, construcția durează. Da. Sunt pietre peste pietre peste pietre, la am dat mai pică, iar le punem la loc, da? Se mai zdruncină, mai apare o întâlnire, o relație, o situație, se mai zdruncină, un cutremur, da? Mai se crapă una alta, le așezăm, e o transformare pe care ați început-o și la care veți mai lucra, tocmai ca să vă mențineți această vibrație de nouă dragoste. Să vă susțineți această... Unde era I love you? Ce frumos era cartea aceea. Unde era? Da. Să vă creați contextul necesar să vă puteți împărtăși aceste sentimente pe care începeți să le simțiți. Deci, în săptămânile de la jumătatea lunii... A, ah, că intrăm și în semnul berbecului. Um... De la jumătatea lunii spre sfârșitul lunii martie, posibil unii dintre voi, o rupeți niște contracte, pentru că mie asta îmi sugerează cartea, niște relații, acele relații în care ați fost mințiți și care nu vă lasă, da, vă blochează mental, vă blochează mental și nu vă lasă să vă exprimați această pasiune, da, partenerul, partenera voastră este aici, începe să se arate un pic mai des, poate, în săptămânile următoare, dacă nu s-a arătat deja în viața voastră. Este o persoană care vă inspiră. Este o persoană delicată, conectată la natură, evident, frumoasă, pasională, că reprezintă spirale, băte, da, semnul focului. Nu e obligatoriu să fie semnul focului, să aibă planete, Acum, dacă îi știți, evident că poate nu știți data nașterii și nu știți nici datele, eu știu, planetele pe unde. Pentru cei care le știți. Poate are ascendent, poate are nodul nord într-un semn de foc. Nu este obligatoriu să fie semn de foc. Așa cum acest rege de spirale vă poate reprezenta pe voi și voi să fiți semn de aer, ca apare de două ori, justiția și regele de spade. Posibil. Sau să aveți de-a face cu un semn de, de aer. Posibil pentru unii dintre voi să fie două personaje. Să lăsați în urmă un semn de aer pentru unii, nu pentru toată lumea și încet încet să vă conectați la acest semn de, de foc și să vă echilibrați viața, să faceți justiție într-o situație în care au fost niște contracte, n-ați fost ascultați, ați bătut la uși închise, da? ați fost în blocaje mentale și atunci Posibil, posibil, acest rege de spirale să fie o altă persoană. Dar posibil ca toate, pentru că sunt una sub cealaltă, pentru alții, alții care ascultați, să fie același personaj. Să aibă planete în balanță, să aibă planete în alt semn de aer, să aibă planete în semn de foc, da? În leu. Variază. Pentru că e totuși o etalare colectivă. În momentul în care faceți aceste afirmații de eliberare, pentru că văd că sabia taie manuscrisele, le rupeți, le ardeți după ce vă scrieți acele eliberări, da? în momentul în care manifestați 8 și 8, da? sub 2 de 8 apare acest 5, 5 înseamnă schimbare, 8 înseamnă transformare, da? vă transformați și mintea și viața voastră practică se, se transformă total în momentul în care începeți să faceți aceste detașări, să zicem, de contracte, rupturi, de contracte, eliberări. Ce mai știți voi să faceți? În momentul în care treceți prin această etapă, începe să manifestați această regină de spirale. Muza voastră, vă întâlniți muza, vă întâlniți persoana care vă inspiră sau, sau vă recapătați încrederea, deveniți voi muză pentru alții, cum am spus mai devreme, poetul, da? care inspiră pe ceilalți, care spune, își exprimă experiențele prin care a trecut și îi inspiră și pe ceilalți. Da? Și Regina de Spira, după, după cum vedeți, inspiră. Și, în primul rând, vă inspirați pe voi către o nouă viață în care vă echilibrați. Justiția asta înseamnă echilibru. Manifestați justiție în viața voastră, sub toate formele. La capătul setului de cărți aveți 3D, ce? 3D um, pietre sau 3 de monede. Ce frumos! începeți o colaborare cu cineva. Cu cineva, o persoană, eu te trei, ce drăguț, trei bufnițele. Um, două persoane înțelepte, cum am spus mai devreme, această uniune a sufletelor, Două persoane înțelepte, și a treia este divinitatea care v-a adus împreună. Eventual, a treia ar putea să fie un copil la care unii dintre voi vă gândiți în cazul în care v-ați întâlnit sau la care spira, sperați, visați, în fine. Oh. Hm. Frumos! S-ar putea să vă doriți să vă faceți căsuță, să vă faceți o nouă familie, sau măcar să lucrați împreună, să aveți o afacere, să aveți un proiect împreună. Dar în cazul în care, într-adevăr, vă, vă, conectați, orice semn ar fi la perechea voastră, ați văzut mai devreme, a fost și Regina de Spirale, în cazul în care vă conectați la perechea voastră, ia uite ce frumos, uniunea inimilor se echilibrează viața voastră, se face justiție divină și începe să manifestați această această relație, un nou casă, un nou templu în care sunteți doi, care sunteți doi, nu e doar templu, vostru, este și al lor. Se lărgește spațiul. Aveți un foc interior care vă vă ajută să să manifestați această dorință practică Că vă gândiți și la lucruri practice, da? Ia uite, cavalerul de spirale, șapte de oglinde. Cineva încă e într-o stare de visare, de contemplare, dar trebuie să ia acțiune, trebuie să, să acționeze către, da, asta înseamnă acțiune, cavalerul de spirale, să acționeze către acest proiect, către această împlinire practică a relației voastre, că degeaba stă în șapte de, de oglinzi, șapte de cupe, degeaba are fantezii, degeaba visează, degeaba își face speranță dacă nu trece la acțiune, da? Ce frumos! Trebuie să acționați ca să creați această relație, da, colaborare între voi. Regele și regina de spirale. Această uniune a inimii trebuie să se manifeste, să se echilibreze și în, în materie. Cam aceasta ar fi talarea pentru martie, pentru setul numărul 1. Wow, cât am mai vorbit! Bună seara! Continu cu numărul 2, dragii mei! Numărul 2 care a primit ca și inspirație, Time to Decide, timpul să decideți. Interesant, cartea a venit invers, deci teoretic ar trebui să să fi decis. Dacă nu, hai să zicem, măcar până la sfârșitul lunii martie să decideți. Și este o decizie care trebuie să vă ascultați inima și ceea ce își dorește inima cu adevărat, nu gândurile, pentru că fiți atenți. Poate nu știți unii dintre voi, dar multe gânduri sunt preluate de la cei din jurul nostru. Este o energie gândul, da? Și o preluăm de la cei cu care stăm de vorbă, cu care relaționăm zi de zi la job, cu prietenii, cu familia. Și de multe ori nu ne reprezintă acele gânduri. Deci ascultați-vă inima în acest moment de decizie. Cartea a venit invers. Eu zic că măcar până la sfârșitul lunii să o întoarceți în poziție normală, da? steți într-un într vortex mental. Din uh, seria Spiritul Animalelor aveți nivelul la semn de aer și timpul de decizie reprezintă semn de aer. Interesant că la, set, la capătul setului de cărți aveți uh, stea de, de mare, semn de apă, cum am zis, ascultați-vă inima, emoțiile, ce simțiți în preajma unor oameni, da? Alegeți oamenii în preajma cărora vă simțiți bine. Dar nu vorbesc din punct de vedere fizic, confortul fizic, nu nevoile voastre hedoniste, ci starea emoțională și mentală pe care o aveți în preajma unora dintre cei pe care trebuie să-i alegeți. Libelula, libelula semn de aer. Pentru unii s-ar putea să vă faceți griji foarte multe, pentru că ați trecut și prin multe, dar trebuie să vă eliberați acest ciclu. Este a 10 -a carte din seria semnelor de aer, semnal chimical aerului. Este a 10 -a similar cu 10 de spade, să zicem, dar nu e chiar similar. În aceste de cărți, libelua reprezintă inspirație, este o energie creativă. Fiți creativi! Iar aveți aici la capătul setului de cărți, Aveți stea de mare Poate aveți de-a face cu un semn de apă Sau poate voi sunteți semn de apă Și aveți de-a face cu un semn de aer Variază Dacă e semn de apă Mai mult sau mai puțin contează Voi știți Poate este o persoană aha, Care este în e o persoană publică O steluță O stea N-aș zice divă că e prea mult. E o persoană publică, dar 5 reprezintă Casa 5 ale lui a creativității și interesant că avem sub steaua de mare, avem semn de foc, da? Deci este o persoană creativă sau dacă nu e vorba de o persoană creativă, trebuie să lăsați în urmă grijile și să manifestați creativitate, emotivitate, emoții, da? Nu doar griji, nu doar uh, probleme mentale. Pe de altă parte, simt că acest, această libelulă, oricine ar fi în această etalare, voi știți pe cine reprezintă, această libelulă a căutat, a zburat în stânga și în dreapta, a avut multe relații, multe situații. Dar, în acest moment, s-a întâlnit cu această stea de mare. Această stea de mare care reprezintă ce? Steaua în tarot. Împlinirea tuturor dorințelor. Există o persoană în preajma voastră și, din acest motiv, trebuie să alegeți care efectiv vă... Într-un fel, nu știu, așa o vedeți, așa simțiți, simțiți, da? În adâncul inimii. Este o persoană pe care v-ați dorit-o toată viața. Hm. Interesant. Interesant. Hai să vedem ce mai aveți. Din seria aceasta, interesant că a venit iar nouă, nouă dragoste, nouă dragoste a venit și la primul set. Dacă asta vă va spune ceva și vă va face să ascultați și primul set, rămâne de văzut. Dacă este și alte asemănări. Însă, interesant că a venit cartea invers. Noua dragoste e în preajmă. Doar trebuie să vă lăsați, da? Această împlinire a dorințelor, această nouă dragoste, trebuie să vă eliberați de niște gânduri și să lăsați în urmă mental toate experiențele, toate situațiile prin care ați trecut, pentru că lumea e destul de ușuratică într-un fel sau altul. Trece prin situații repede, rămâne de multe ori și rănită, creează și răni în sufletul celor din jur și, în fine. Trebuie să vă eliberați. Așa simt acum, să zic. Pentru că mi-aduce anumite de zece de spade. Să zburați deasupra Poate unii ați fost în triouri la un moment dat și amintirea, da, gândurile acestor triouri, acestor situații, într-un fel sau altul nu vă ajută să decideți corect ce trebuie pentru voi. Zburați deasupra lor și conectați-vă la această stea, la emoțiile voastre, ca să puteți atrage, iar e o carte inversă, puteți atrage această nouă dragoste, în preajma voastră, din preajma voastră și în momentul în care o întâlniți, apreciați-o ca pe o comoară, ca pe o comoară, nu mai lăsați să plece, nu, nu mai zburați, nu știu cine o fi, eu zic acum de voi, dar poate o fi invers, nu stau să judec, eu spun acum, vă vorbesc vouă, da? Poate altcineva a zburat din floare în floare și trebuie să vă eliberați. De acel personaj ca să vă atrageți o nouă dragoste, care vă creează stabilitate, care e o comoară. da e o comoară. Și pe care trebuie să o hrăniți emoțional. Hm, interesant. A, ce am vrut să. Dar am zis eu că ați fost prin triouri. Că au apărut aceste cărți, 3 de cupe și Moartea. Poate există și o un aspect între cineva semnul peștilor și semnul scorpionului. Poate există un 13, sunteți născuți pe 13 sau ceva în martie, că e 3, da? Poate vă întâlniți cu un scorpion și vă simțiți bine, posibil varianta bună a acestor cărți reprezintă și întâlnirea cu cineva care are planete în scorpion. De o întâlnire care vă aduce bucurie și care vă transformă, da? Dar, trecând peste această interpretare, există și varianta să puneți capăt triourilor. Să puneți capăt triourilor. Pentru că vreți să începeți o nouă, această nouă dragoste, o nouă relație, o nouă pasiune cu cineva. Setul numărul 2. Iau, te am zis ce de spade și luna. Transformare mentală și emoțională. Da? Interesant cum au vrut să se arate. Unii dintre voi, ori voi, ori partenerii voștri, voi știți mai bine, ea, regina de spade, timp de decizii, poate aveți planete în semn de aer, poate aveți de a face cu semn de aer, trebuie să renunțați la acest ciclu de dureri, de trădări, da, jocuri mentale, situații. Hai să vedem. Schimbați-vă viața roata norocului. În trecut, nu știu cum o să dau un această. Dacă vorbesc așa mult la fiecare set, nu știu cum o să dau un adez. e talare. Ah, iar a apărut. Zece de spade înseamnă că trebuie să... Ia uite, șase de cupe. Ia uite, timp de decizii. Ce interesantă sincronizare a cărților. Time to decide, da? Time to decide. Timp să decideți. Ce faceți? Rămâne să vă simțiți strădați, răniți, așa, sau vă conectați la cineva? Ia, ce preferați? Sau vă conectați la cineva care vă umple cupa? Ce înseamnă cupa? Înseamnă inima, înseamnă emoțiile. V-ați întâlnit în ultima vreme, de curând, ce înseamnă o lună sau două variați de la persoană la persoană, poate și trei, poate și șase luni, depinde. V-ați întâlnit cu cineva cu care vă simțiți ca acasă? Simțiți că vă înțelege emoțiile, le înțelegeți emoțiilor, chiar dacă poate nu vorbiți, pentru că aveți de-a face cu această situație în viața voastră și trebuie să decideți. Și decizia, într-adevăr, uneori durează, dar în momentul, e luna martie, trebuie să, să puneți capăt acestui ciclu. Trebuie să lăsați în trecut definitiv, să nu vă mai influențeze prezentul. Vedem cum se așează cărțile. Da. Dacă nu este o persoană din copilărie, posibil, pentru că persoana din copilărie poate să fie și aceste spade, persoană din copilărie, o relație din tinerețe care, în care ați fost strădați, da? să zicem, da? și care trebuie să-i puneți capăt. Dacă nu este șase de cupe legat de zece de spade și este o energie separată, este posibil ca aceste șase de cupe să reprezintă o persoană cu care v-ați mai întâlnit într-o altă viață și simțiți această corespondență emoțională foarte profundă și telepatică. Poate să fie diferență de înălțime între voi doi, să zicem, într-un fel sau altul, poate să fie și de vârstă, poate să fie diferență și de altă natură, dar ce vă unește sunt aceste emoții foarte frumoase, foarte frumoase. Poate e cazul să oferiți niște flori. Iar variază de la situație la situație. Dar în ultima vreme v-ați conectat la această energie. Eu simt că așa trebuie citite și așezate cărțile. Sunteți între două energii, între niște relații în care ați fost trădați și acest nou potențial, această nouă dragoste, care, e interesant, a venit invers, e în preajma voastră, dar. Nu se poate manifesta din cauza că unii dintre voi a stat prea mult în acest zece de spade, în acest ciclu de blocaje mentale. Am zis că există și varianta ca o relație din tinerețe, din copilărie, să reprezinte aceste trădări și trebuie să-i puneți capăt. Da? Există și varianta asta. Dar cum a fost, cum a apărut, așa a apărut. Hm. Semn de aer, semn de apă. Mai mult sau mai puțin. Al doi prezent. Numărul doi prezent. Posibil personajul cu care vă întâlniți să vă întâlniți undeva în zona în care sunteți, în cartierul în care sunteți de aia să reprezinte neapărat uh, din copilărie, să fie din preajma cartierului în care stați. Și atunci, această întâlnire, întâlnire vine tocmai să vă oblige într-un fel sau altul să decideți. V-am zis, interpretați-vă cum vreți, v-am dat câteva variante. Interpretați-vă cum vreți, vreți că știți voi mai bine povestea pe care o trăiți. Ia uite, trebuie să vă detașați mental de un trecut întunecos și să călătoriți, să călătoriți mental, evident, către iau de 6 și 6, către acest 6 de cupe, către această relație care trebuie să se manifeste, această nouă dragoste e invers, trebuie să se manifeste, trebuie să învățați să manifestați prezent. Ok, setul numărul 2, prezent. Nu știu cum o să dau la dez, s-ar putea să fac două videouri. Deja sunt 49 de minute ea. Ah, ce frumos, că vor să se arate de câte... Iar, mai în această poziție, exact în această poziție, și setul numărul 1 a avut șapte de spade. Ascultați-o, că au avut și ei nouă dragoste. Și remitul. În prezent. Am zis, trebuie să decideți. Și ca să vă decideți, acum, în prezent, vă izolați. Într-o formă sau alta. Aveți această nouă pasiune în, în, în voi. Simțiți dorință, chimie, probabil pentru acest personaj. Dar, în acest moment, nu puteți exprima această nouă pasiune pentru că trebuie să luați această decizie, trebuie să vă izolați, să vă înțelegeți, dragii mei, să vă înțelegeți situațiile prin care ați trecut să vă găsiți lumina pentru că nu vă puteți duce în această energie negativă în fața acestui personaj. Da? Nu. Ar fi păcat. Și voi știți unii dintre voi. Semn de foc, semn de aer, semnul fecioare, semn de apă, iar, dacă asta îți vă spune ceva. Dar în prezent în martie. Aveți această nouă pasiune chimie, poate există și un proiect. Fiți atenți. Dar dacă îl începeți, mare, mare. Îmi mulțumesc de inspirație, doamne. Dacă îl începeți acest mare uh, acest proiect. Cât timp este Mercur retrograd, da, mincinosul, șapte de spade, Mercur retrograd, cred că îl reprezintă perfect. Uh, eu zic că trebuie să mai așteptați. Altfel, o să se creeze complicații. Da, Mercur retrograd. Lăsați să treacă. Așteptați până după 10, 11, 15, cât o fi. Dacă tot fi în prezent, așteptați până după jumătatea lunii martie ca să puteți manifesta acest az de băte, acest, această nouă relație, nouă pasiune nou chef de viață, pentru că trebuie să vă vindeca, aha, să vă vindecați. Uh -huh. Normal cărțile ar trebui să fie așa. Am venit și ele cum o da să vă vindecați după 10 de spade ca să puteți manifesta. Această pasiune. Și să decideți să lăsați în spate minciunile și autosabotajele, ce să mai de multe ori ne mințim pe noi înșine. Nu că nu-mi pasă, că nu mă interesează, că mă descurc și fără această dragoste. Și fă n-am nevoie de nicio nouă dragoste. Nu o să vină la mine nicio nouă dragoste. Și atunci nu poate să vină. Stă în cap. Da? Invers, am vorbit de stea. Ah, ce frumoasă conexiune. Am vorbit de stea. Ia uite că steaua vine în brațele voastre. Vine în brațele voastre. Și vă umple, am vorbit de emoții, vă umple cupa, dar depinde de voi. Și are și pasiune și vă conectați și pasional, dacă au și foc interior și aveți și foc, astfel de, de bute. Dar depinde de voi. Trebuie să vă vindecați. Eventual, varianta bună a acestui șapte de spade înseamnă și o strategie. În cazul în care trebuie să vă despărțiți de cineva care v-a creat probleme, V-a trădat. Poate sunt și chestiuni legale pentru unii dintre voi. În cazul în care trebuie să decideți, da? Probabil această decizie trebuie făcută așa cu o strategie. Finalul, da? Trebuie gândit bine. Șapte de spade. Dacă le vedeți, da? Poate pentru unii dintre voi, așa se nevoia să zic, vi se pare că e prea frumoasă situația asta și vă mințiți. Vi se pare, nu mi se pare mie, nu e prea mișto ca să fie reală. Și atunci stați și analizați, analizați și nu puteți manifesta acest nou început din cauza acestor uh, analize duse până la extrem. Dar eu zic că dacă tu vă analizați, măcar vindecați-vă de trecut obsesia asta a minciunilor. V-am zis, eu zic că e interesant să ascultați și prima etalare pentru că uite, cineva e supărat. A, a fost, a trecut prin niște triouri, am vorbit de triori, da? Și acum vine ocazia, vine steaua, ia uite, da? vine cupa, vi se oferă această nouă cupa, această nouă dragoste, această stea, așa, dar e invers. Nu se poate manifesta pentru că stați să vă gândiți la un trecut, vedeți? Da? Te supărați. Poate că și ei vă așteaptă să vă hotărâți mai repede. Poate că și ei simt, că doar simt, na? Da? E o chestie telepatică. Ce-a picat pe jos? Ia uite, iar a picat moarte. Cineva nu vrea să se transforme. Să-și transforme. Ia uite, justiția. bă, ascultați prima etalare. Justiția. Aveți planete în semnul balanței? Sau poate 13 octombrie, noiembrie, că e balanță, da? Ori sunteți născuți în 13 octombrie, ori în 13 noiembrie. Ia uite! Și asul de cupe. Și asul de cupe, da? Nouă dragoste. Nouă dragoste sau asul de cupe, ia uite, după nouă, după griji. După griji, după nouă și zece. Asta înseamnă și vindecare. De cupa asta care vi se oferă. Și care vă poate schimba viața. Puteți începe un nou capitol în viața voastră, dar depinde de voi. Hai să vedem ce urmează, că ele au picat acum. Hmm. Viitorul apropiat pentru setul numărul 2. Okay. Ia uite, regele de cupe. Am zis că e un semn de apă sau o dragoste. O dragoste profundă. Ori voi aveți față de ei, ori ei. Sau poate la un moment dat veți avea unul față de celălalt. că Nu degeaba șase de cupe, da? Trebuie să-i apreciați că seamănă cu voi. Dacă le oferiți dragoste, vă pot oferi o dragoste la fel de profundă. Șase de spade a vrut să se rearate. Șase, iar șase. Șase, șase, șase. <coughs> nu, nu e semnul fiarei. Și temperanța. Șase, șase, șase. Șase e semnul lui Venus. E clar că aveți planete în semnul balanței sau în semnul taurului, să zicem. Dar... Poate dacă vedeți 6, 6 pe undeva, să vă gândiți la chestia asta. Judecata, transformarea, renașterea, adică nu doar transformarea, nu doar moartea, nu doar vindecarea, renașterea, trebuie să renașteți și să judecați, apropo de decizie, să judecați bine, Judecați înțelept, interesant că au venit cărțile, mai ce frumos. Doi de spade, eremitul și temperanța. Temperați-vă, luați-vă timp, mai vedeți? Luați-vă timp de decizie. Pentru că decizia pe care o luați va, va trebui să vă aducă către această stare într-un fel sau altul. Către conexiunea cu lumina voastră interioară și cu lumina îngerilor care vă sunt în preajmă și poate despre care ați uitat în această perioadă de martrădări. <coughs> Trebuie să învățați să vă echilibrați, echilibrați emoțiile și singuri și în relație cu aceast, acest nou potențial. Dar în viitor îndepărtat, adică de pe la jumătatea lunii... Uh, după ce scăpăm de acest, aceste minciunele sau confuzii, da? confuzii sau autosabotaje mentale, într-un fel sau altul, după ce scăpăm de, sau scăpăm toți, da, nu doar voi, de Mercur retrograd, învățați să vă detașați mental. De a doua oară când se arată cartea, da? Și nu degeaba. Să vă detașați mental de această perioadă. Ca să mergeți, ce frumos, ce frumos arată, da? Ca să mergeți către lumină, către pasiune, către bine, da? De fapt, așa este. Da? Lăsați în urmă trădările, acest ciclu de mari trădări, de dureri, de bol, de suferință și mergeți către asul de băte, către vindecare. A fost și asul de cupe și asul de băte. Asul înseamnă de bâte uh, e plin de frunze, da? Bine, plin. Apar frunzele. Vă reenergizați într-un fel sau altul. Cu o fi relație că e transformarea voastră personală la nivel fizic, rămâne de văzut. Variază. Că aveți două cărți care vorbesc despre vindecare. Eremitul și temperanța. Deci, oricum, de la jumătatea lunii mergeți către această pasiune sau către această... Uh, acest chef de viață. Și eu zic că o să începe să vă și exprimați. Nu contează ce semn sunteți, o să și exprimați. Și mergeți nu doar către această nouă pasiune. Hm. Interesant, da? Iar nu balanței. Vă echilibrați viața. Șase de monede. Mergeți către cineva care vă oferă cel puțin cât îi oferiți și voi. Da? Nu care doar ea și ea și ea sau nu doar care vă cere și vă cere și vă cere. Șase de monede. Da? Și uite așa vă echilibrați emoțional. Dar ca să ajungeți, aha, dar ca să ajungeți la această relație, șase de monede și șase de cupe, așa o văd. La această relație frumoasă, ca să ajungeți să manifestați această nouă dragoste, da? trebuie să aveți un pic de ce? De temperanță. Da? Ce înseamnă? De răbdare. Temperanța înseamnă răbdare. Ah, și răbdarea o învățați prin această izolare, prin această meditație. Poate unii dintre voi începe să citiți și chestii de spiritualitate, poate începe să vă rugați, să înțelegeți de ce v-ați simțit singuri în preajma unor oameni pe care i-ați considerat apropiați. Pentru că nu aveați nicio conexiune mentală, emoțională cu ei, doar conexiuni fizice. Nu? Și uite așa, v-ați mințit. Să vedem ce mesaje mai vin. Ce mesaje mai vin? Ce mai primesc? Mai primesc așa. Pentru cei care încercați să manifestați în prezent o, o relație cu un semn de aer care va trăda de mai multe ori s-ar putea la un moment dat să vă lăsați pe guba și să-i lăsați în spate. Șase de, de monede, să vă detașați de ei. Pentru că vă dați seama că vă mințiți, sau ei vă minți, sau voi vă mințiți. și poate pentru că ați încercat să vă conectați ori la un semn de foc, ori la un semn de aer, i-ați mințit pe cei de aici cu acest potențial foarte frumos, șase de cupe. I-ați mințit sau v-ați mințit pe voi că nu merge cu ei. Dar aici, pe vertical, aveți potențial șase de monede. Să vă echilibrați șase de cupe și șase... Cupa cu monedele se potrivește de da? pământ cu apă. Să vă echilibrați și practic și fizic, fizic, senzual, da, și emoțional. Dar pentru asta trebuie să, ce, să răsuciți acest, să ieșiți din mercur retrograd și să nu vă mai mințiți nici pe voi, nici pe ei. Într-un fel sau altul. Știți cum? Minciunea nu înseamnă musei că spui o minciună. Spui că nu... Înseamnă și atunci când nu manifesti ceea ce simți. Nu că e prea frumos să fie adevărat. Lasă că mă duc cu cine m-am obișnuit eu și atunci iar, iar mai trec printr-o altă trădare, printr-o altă situație, printr-o altă minciune și ia ca așa, știi? Înțelegeți ce spun, da? Acum mai este și la un moment dat, dacă decideți corect pe cine să alegeți, cei care v-au trădat, cei care vă umplu cupele, dacă reușiți, veți putea să manifestați cu răbdare această vindecare și a creștere spirituală, dragii mei. În această legătură puteți să aveți o creștere spirituală fantastică și rapidă și foarte necesară în 2020, în cazul în care nu ați experimentat. Da? Să renașteți. Ah, ce frumos, regina de, de băte. Să renașteți cu o persoană foarte pasională, creativă, cum am zis și mai devreme, strălucitoare într-un fel sau altul, cu care puteți avea abundență. Da? zece de monede, nu zece de spade, care este și stabilă. Hmm. Foarte frumos. Bine, sunt multe mesaje. Eu pe acestea le-am transmis. Sper să corespundă cu unii dintre voi. Înscrieți, vă rog. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Am revenit, dragii mei, până seara. Nu știu cum o să dau Am revenit cu numărul 3. Sper să pot să fac totuși toate cele patru numere. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut de câteva ori semne de aer. Am văzut trei de spade. Am văzut lumea. Probabil că trebuie să începeți un nou capitol după ce renunțați la niște triori, după ce renunțați la niște trădări, la niște dureri. Cineva va v-a rănit foarte mult într-un fel sau altul. Dar trebuie să puneți capă să învățați lecția, ca asta înseamnă lumea, și să începeți un nou capitol. Am văzut și regele de spade la un moment dat, ce au deci să vă mobilizați înainte, cu toată forța înainte. Am văzut și regele de spade. Simt că unii dintre voi aveți semn, sunteți în semn de aer sau aveți planete marcași puternic în semn de aer sau aveți de a face cu cineva în semn de aer, regele de spade, da? Interesant este că din seria Spiritul Animal va venit acest Batman, um, acest liliac, semn de aer iar. și a apărut și la prima etalare, poate trebuie să ascultați. Pentru că lor le-a venit copiii ca și sfat vouă familia și se leagă oarecum familia și copii, zic eu. Așa mi se pare. Și sunt două cărți care vorbesc chiar. Da, și lor, și lor le-a venit această carte care vorbește despre transformare și, în primul rând, transformare mentală și emoțională că este o lună lună, să ieșiți din întuneric. Și, ah, ce mesaj am! Și să ieșiți, să nu vă fie teamă să vă arătați așa cum sunteți. Da, Lilia cu nu-i prea frumos! E un mesaj special pentru cine ascultă acest set de cărți. cu nu-i prea frumos. A trecut prin multe situații. Vine din întuneric. Încearcă să meargă către lumină. Către lumina lunii, evident. O, către a, o viață emoțională în lumină. Inspirată de... A, inspirată de energia divină. A, feminină. Aha, deci trebuie să vă redescoperiți sau să vă conectați la o energie feminină superioară, inspirantă. Și poate că vă este rușine cum sunteți voi, așa, ne transformați. Pentru că este o carte a transformărilor, dar nu trebuie să vă fie rușine. Poate că ați avut situații, vom vedea cum se arată cărțile, în familie care v-au menținut în acest întuneric. Posibil. Da? Posibil pentru unii dintre voi. Uh, și trebuie să le depășiți. Pentru că știm cum e, că trăim în familii care ne șablonează, ne proiectează și noi trebuie să ne găsim adevărata esență. Să devenim autentici, nu proiecțiile altora. Primiți cu dragoste și apreciere. Primiți ceva, într-un fel sau altul, nu neapărat cadouri, posibil unii primi și cadouri, dar primiți niște semnale, uh -huh. Primiți niște semnale, niște emoții care vă transformă. Acceptați-le cu, cu grație și eventual arătați și voi dragoste în schimbul acestor. Semnale pe care le, apre, le, le primiți. Aceste emoții, aceste. Mesaje creative care vă pot transforma mentalul și vă ajută în acest proces de transformare, da? E mental, e semn de aer, da? Interesant. În semnul tarotului, moartea este reprezentată de numărul 13. Poate numărul 13 vă spune ceva. În continuare, la capătul setului de cărți, aveți ce aveți? Zebra, cavalerul de... Reprezintă semn de foc, da? Uh, vulpea și peștele. Vulpea reprezintă persoana, soția, să zicem, da? Partenerul, nu neapărat soția. Partenerul perfect, par, partenerul fidel. Este un partener ideal, eventual pentru unii să fie în semn de apă sau în semnul peștilor, dar ca să-l manifestați... <coughs> Scuze, m-am bâlbâit și eu. Am vorbit foarte mult într-un timp scurt. Um, ca să-l manifestați trebuie să acționați ca să înseamnă cavalerul de, de foc, să zicem. Și chiar dacă acționați într-un mod da, da, original, pentru că asta este zebra, este o ființă foarte originală, probabil că acționând într-un mod original vă atrageți partenerul perfect. Posibil semnul peștilor, posibil în această, aha, mersi, în perioada zodiei peștilor vă puteți întâlni cu acest partener, posibil să vă, Să ieșiți din aceste emoții roșii, negative, marțiene și să experimentați altfel de emoții, da? Feminine, cum am vorbit mai devreme. În fine, dar trebuie să acționați. Și posibil că aveți un stil, că tot a apărut semn de aer, un stil așa mai original, mai știin comun, dar mai presus de acțiune pasională trebuie să aveți o viziune, da? Asta înseamnă triunghiul al treilea ochi, să aveți o viziune. Uh -huh și să învățați, să vă deschideți al treilea ochi, măcar în această relație, în situația prin care treceți, să vă deschideți al treilea ochi. Adică să aveți viziune. Și iar avem faetonul, mergeți mai departe, poate există și un semnal. Racul racului, variază de la unii la alții. Trecut. Tot am să fiu mai rapidă. O, oh, ce frumos împărătea asta. Vai, regina de cupe, am zis că e semn de apă și 10 de bâte. Hm. Ce frumos. Aș spune multe. Oh, și nouă de spade. Vă faceți grijă, ori voi, ori ei, sau poate amândoi. Dar, în trecut, v-ați întâlnit cu acest personaj. Posibil să nu peștilor, pentru că e regina de cupe și este și numărul 3, martie. Dar Cineva născut în martie, posibil. Pe care o vedeți într-un mod uh, foarte, vedeți, ca fiind o persoană deosebită. Probabil idealul vostru. Bărbați sau femeie nu contează. Împărăteasa, poate o vedeți ca pe mama copiilor voștri. Îi vedeți potențialul. Dar afară de frumusețe, afară de creativitate, simțiți că această personaj, vă poate oferi aceste emoții de care aveți nevoie ca să vă transformați din acest pf, liliac în niște ce pasăre minunată de noapte sau de zi, poate într-un vultur, că sunt semn de aer, da? Într-o agvila că și agvila reprezintă transformare, da? Dar posibil în preajma acestei, acest... așa simt să citesc, așa citesc, da? În preajma acestei persoane care are o energie superioară, sa și regina de cupe. O persoană generoasă, frumoasă, afectuoasă, empatică, telepatică. <sus> și totuși, într-un fel, poate sunt două, dar eu cred că e, o singură persoană. Întâlnirea cu această persoană va responsabilizează pe de-o parte 10 de bâte. Vă face responsabil eventual de transformarea voastră, de ceea ce vreți voi să manifestați în cazul în care vreți să manifestați o familie, că o simțiți ca pe mama, soția ideală. Da? Vă dați seama că aveți foarte mult de lucru. Și chestia asta, într-un fel, vă îngreunează, vă consumă energie, vă gândiți și mental, nu doar energetic da, nu doar, da, am zis bine, și mental, vă consumați foarte mult. Cum ați putea să vă ridicați voi? Sau cum ați putea să, ce ați putea să-i oferiți voi? Unei personaj, unei persoane atât de frumoase, de strălucitoare, în condițiile în care, așa simt, așa vă zic, în condițiile în care voi sunteți încă în transformare, mai că nu vrea să iasă, în condițiile în care voi încă vă transformați, posibil semn de aer sau semn de foc sau aveți planete acolo. Pe de o parte v-ați dori o familie cu ei, pe de altă parte din familia voastră trageți mult întuneric, multe blocaje, dar întâlnirea este tocmai ca să vă de primiți. o întâlnire, primiți, primiți această întâlnire, această ofertă, această cupă, primiți-o cu apreciere ofertă de dragoste că e Venus. Pentru că vine tocmai ca să vă transforme în cazul în care nu v-ați transforma până acum. Că e 2020, nimeni nu scapă. Oh, ce frumos, ce frumos. la capătul setului am zis, nu, vă faceți griji. Ah, ce frumos. Pentru acest suflet pereche, un suflet pereche sau flacără geamănă, care vine în viața voastră ca să vă trezească, dragii mei. Numărul 3. Prezent. Prezent. Numărul 3. Ia să vedem. Ah, 10 de spade. Iar vă faceți griji. Am zis mai devreme, vă face și griji. Foarte. Vai, diavolul. Și lumea a vrut să se rearate. bine. Încheiați, încheiați acest capitol. 6 de cupe. Șase de cupe. Posibil simțiți această conexiune telepatică emoțională foarte profundă. O simțiți, vă, vă intoxică această dragoste și această conexiune. Vă intoxică. Pe de-o parte, există două variante. Ori aceasta să fie soția sau mama copiilor, și acest personaj să fie altul care vă intoxică cu emoții, cu dragoste și față de acest personaj din trecut să trebuiască să puneți capăt o familie, să încheiați un, nu știu, să încheiați un ciclu de dureri, de trădări și în care v-ați implicat foarte mult și ați primit foarte puțin. Asta e un mesaj. Trecem la următorul în cazul în care sunt două, da? În cazul în care sunt două personaje față de împărăteasă, ce o fi împărăteasa poate să fie și mama voastră, cum a zis mai devreme, din familie. Luna, ah, luna în scorpion, dar cine are luna în scorpion știe ce vreau să zic. Cine nu, nu înțelege se minte. Cine are luna în scorpion sau aproape, da, de scorpion, sau în casa 8 sau în casa patra. știe ce înseamnă Luna, mama, familia și tot acest întuneric și aceste trădări peste care trebuie să învețe să treacă, să se transforme, da? să se ridice. Pentru că, e frumos în acest set, săbile nici, de, nici nu v-au pătruns. Săbile nici nu v-au pătruns. A fost, au fost lecții de viață. Sunteți înconjurați de o aură de lumină. Ați fost protejați vi s-a părut că vă doare, ego v-a dat această impresie, dar de fapt nu v-au rănit, v-au făcut mai puternici. Și trebuie să vă ridicați în acest ciclu. Iar Pentru unii dintre voi poate să fie un capricorn, dar e prima oară când apare da, semnul capricornului, să zicem. Până acum a apărut semn de apă, taur, balanță. În hm. fine, Trecem peste semne. În prezent, trebuie să puneți capăt acestui ciclu. Altfel, rămâneți în această energie uh, negativă. Diavolul acesta vă creează mai mult obsesii de dragoste, nevoia de pasiune nebună, dar nu puteți să manifestați varianta superioară a împărătesei, pentru că la împărăteasă nu te poți duce. Da? cu această energie. Este energie superioară, da? E arcană majoră. Bine, te poți duce, dar e păcat că o tragi în jos. Ideea este să vă transformați această energie, da? Vorbesc de transformare pentru că e lumea. Lumea care înseamnă încheiere de capitol și începeți un în alt capitol. În, în prezent, trebuie să încheiați un capitol în care poate ați avut niște obsesii emoționale, mentale pentru cineva, v-ați făcut griji că, de fapt, asta înseamnă diavolul, griji foarte multe din punct de vedere sexual, mental, erotic. Luați-o cum vreți, egotic, am zis? Sau mă repet, nu mai știu. Poate și fricile față de mamă, da? Am zis mai devreme, frici față de mamă. Asta înseamnă. Diavolul înseamnă și frică. Frica de emoții. Unii dintre voi, mai ales dacă sunt de semne de aer sau de pământ. Da? Unor ale este frică de emoții și trebuie să puneți capăt. Da? Să încheiați acest capitol, să vă ridicați, să vă ridicați deasupra acestei lumii vechi. Ce frumos vine mesajul, da? O lume veche, toxică, neagră, da? Neagră, întuneric. Da? Și să începeți un nou capitol. Iar este. Bine, aici mi se pare luna, aici e pământul. Dar amândouă sunt niște un, planete. Dar e un alt univers. E și aici luna. Adică să vă pregătiți pentru o, o nouă lume în care să trăiți, să vă manifestați, să vă descoperiți frumusețea. Hm. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți într-adevăr într-o relație cu cineva care vă epuizează, v-a trădat și, între timp, să fi întâlnit o, un alt personaj față de care aveți niște obsesii, niște dorințe fizice foarte puternice. Trebuie să vă ridicați deasupra acestor lucruri, să le înțelegeți. Vedem ce se arată în continuare. Hm. Am zis că e o relație profundă. Poate da, vă simțiți așa intoxicați. E o relație foarte profundă dintr-o altă viață. Comunicați telepatic și emoțional cu ei într-un mod care vă, vă șochează. Și vă, vă îndeamnă la transformare. Deci nu aveți cum să comunicați cu ei decât transformați. Cu... Adică nu puteți să manifestați nimic frumos decât dacă vă transformați. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta, știți voi, v-ați ales acest set. Viitor numărul. Nu. Rășită, nu, nu o să dau la deziu, nu știu. Hmm. Hmm. Roata norocului e de bine, Doamne ajută. Octombrie, poate vă spune ceva, Cavalerul de Cupe. Hmm am zis, semnul balanței poate să fie, că apare și Venus, apare și împărăteasa, apare și numărul 10 octombrie, apare și asul de spade, semn de aer. Dar variază, evident. Încă jonglați, dar trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Stați în aceste situații care vă epuizează și vă blochează și vă rănesc și vă creează numai griji și frici. Așa? Sau vă transformați viața? Vă schimbați norocul? Probabil vă întâlniți. E o întâlnire de destin. Cu cine? Posibil, cu această regină de cupe, mai mult sau mai puțin, sau cu oricine altcineva. Asta spun de cupe pentru că apare și cavalerul de cupe, cu care aveți o discuție și cu care puteți să puneți temei, cum se zice, la o nouă relație, la un proiect o nouă viață, că tot aveți lumea, o nouă viață, un nou capitol în viața voastră. Ha, roata norocului și cavalerul de cupe. Posibil să nu peștilor pentru că e Jupiter aici. Poate să fie pentru că unde mai aveți, aveți aici un foc, ar putea să fie și un săgetător, mai mult sau mai puțin. Am zis balanță, că e octombrie. În fine, de la jumătatea lunii se schimbă energia. IEșim din Mercur retrograd, și e bine. Dacă acum în prezent lucrați la, acest, la această încheiere de capitol, spre jumătatea lunii, sfârșitul lunii, poate luna viitoare chiar, manifestați această schimbare de noroc în viața voastră. Lucrurile merg altfel. Vă întâlniți cu acest personaj foarte emoțional și discutați sau, eventual, uh, le transmiteți voi un mesaj. Hmm. am zis. Dacă aici, pe vertical, dacă aici este mama sau soția voastră a unora sau soțul, evident, puneți capăt acestui ciclu de martrădări, că e 10, da? Și în momentul în care puneți capăt, începe să se manifeste norocul. Dacă nu v-a mers bine până acum, să știți de ce. Pentru că a stat în preajma unor oameni care nu v-au oprit. Deși Împărăteasă o energie frumoasă, dar în anumite situații evident că se poate manifesta, poate, prea, poate a fost o persoană prea egoistă, prea interesată de aspectul ei fizic sau de lucruri de suprafață. Asta e varianta inferioară a lui Venus, da? Și va crea probleme. Înțelegeți ce zic, da? În momentul în care puneți capăt acestor situații familiare, aș zice... Vă puteți transforma și puteți manifesta norocul în viața voastră, roata norocului, asta spune, da? Puteți chema soarele, puteți manifesta o pasiune sănătoasă, nu toxică. Și totuși, în prezent aveți o, o, o obsesie pentru cineva. Cineva vă emoționează la maximum, la maximum. Deci diavolul e între regina de cupe și cavalerul de cupe. Oricine ați fi, că nu știu ce, e italare generală, nu știu ce semn sunteți, sunteți plini de emoții, Doamne, vă cupreșesc aceste emoții. Vă bată. Și va trebui să le exprimați cu cavalerul de cube, va trebui să le exprimați că altfel uh, explodați, simțiți că explodați dacă nu, nu le exprimați și. Iar chiar dacă nu le nu explodați, dragii mei, că e o metaforă, evident. Uite că trebuie să o luați de la zero. Da? Trebuie să o luați de la zero, să riscați într-o direcție, într-o privință. După ce nu v-ați exprimat, după ce a stat așa, ah, marea preoteasă, se nu peștilor, dragii mei. Da? Și, și spânzuratul, nu știu de cât timp nu comunicați cu acest personaj, dar va trebui să începeți să comunicați. Pe de altă parte pe vertical ar fi tot așa, încheiați un capitol în care v-ați simțit epuizați, prea multe responsabilități acasă, în familie, da, care nu v-au permis transformarea și creșterea voastră spirituală. V-au ținut în această energie negativă în care le faceți, le faceți, da și nu v-ați putut bucura. Puneți capăt acestei acestui capitol din viața voastră și 10 și 21, da ce frumos și începe să manifestați o nouă relație sau un nou stil de a gândi de a vă exprima că aveți un cavaler un stil care să vă aducă noroc să vă aducă abundență să vă aducă protecție divină să vă aducă emoții pozitive chiev de, de viață întoarceți-vă inima către lumină că asta înseamnă, întoarceți-vă către lumină. Puneți capăt trădărilor, puneți capăt trădărilor, da? Toxicităților, corfii din familie, bănuiesc că sunt din familie, obsesilor, fricilor și manifestați, ce frumos! Adevăr, dreptate, justiție, noroc, spor, abundență, emoție, dragoste adevărată, creativitate. Rămâne să vedem ce faceți, ce se va manifesta. Cam aceasta este etalarea numărul 3. Vă pup, vă aștept la următoarea etalare. Bună seara, am revenit cu numărul 4 pe care l-am amestecat, l-am tăiat, gata, pregătit să vă arăt prezentul. Ia, 9 de băte, eremitul și patru de spade. Dar înainte să citesc, înainte să citesc, vreau să vă arăt ce mesaj ați primit. Sunteți în preajma unei abundențe, da? Ați primit infinit bandă, adică abundență infinită. Sunteți susținuți în creșterea voastră și în manifestarea unei abundențe la care poate cinește lucrați de mult timp și pe care o meritați. Dar ce înseamnă abundență? Nu înseamnă numai spor la bani. Înseamnă și dragoste, și sănătate, și prieteni, da? Și gânduri frumoase. Ați mai primit Și a apărut de două ori interesant. Apreciați acest moment. Apreciați tot ce primiți. Numărul 33. Este un număr maestru. Ține de comunicare, comunicare în relații. Dar o comunicare în, trebuie să, în care trebuie să fiți autentic. Probabil că, într-un fel sau altul, vom vedea de ce apar aceste mesaje. Vom vede... Probabil că trebuie să vă transformați ceva ăsta, un fel de a gândi, pentru că aveți uh, fluturele, ca să puteți să acționați într-un mod mai... apropiat de viziunile voastre. Calul reprezintă regele. Ah, ce interesant! Regele de monede care pare și aici. Că sunteți voi să pământ, că ia cineva, variază, da? Regele de monede. Ah, regele de monede care ce are? Are bani, într-adevăr, are abundență. Dar am zis mai devreme să nu uităm că această abundență nu este doar la nivel material, este și spiritual, și emoțional și pe toate planurile. Să nu vă limitați, că ar fi păcat. Dar ca să să manifestați această abundență infinită, trebuie să apreciați momentul în care sunteți și vom vedea de ce, trebuie să fiți autentic. Eventual, da, uite, autentic să fiți sinceri și să oferiți hmm. Unii dintre voi trebuie să discutați. Regina de spade cu regele de monede. Unul dintre voi trebuie să ofere niște emoții, sau măcar un mesaj, sau măcar niște scuze, iar mesaje, iar mesaje. Eventual trebuie să puneți capăt unor situații în care ați fost trădați, uite, Da. Ca să manifestați această abundență, trebuie să vă îndepărtați da? de niște situații complicate eventual, ia să vedem, situații pe care ați încercat să le vindecați în ultima vreme, acesta e trecutul vostru. Cu fi semn regele de monede, poate să fie semnul fecioarei. Variază. A apărut și semn de aer, ați văzut, da? Și aici patru. Patru de monede și eremitul sunt foarte asemănătoare. În trecutul îndepărtat, apropiat, voi știți, v-ați blocat un pic. V-ați creat ziduri în preajma voastră, tocmai că ați avut nevoie de vindecare, de vindecare de niște răni, de niște triouri sau pur și simplu situații neplăcute pe care ați încercat să le ascultați și să le înțelegeți, nu doar mental, ci și spiritual. V-ați conectat la îngerii voștri, la religia în care ați fost crescut sau la alte religii sau la spiritualitate pur și simplu și ați încercat să vă regăsiți lumina într-o călătorie spirituală, într-un întuneric prin care a trebuit, că și arată, da? A trebuit să treceți 10 de... Ați avut puterea să vă transformați iar 8. Dar pentru această transformare a trebuit să creați niște blocaje. Poate... Poate că acest personaj va a blocat într-un fel sau altul, variază de la Individ la individ. Nu știu, sunt mulți oameni care vor alege acest set cu numărul 4. Dar tocmai pentru că ați ales numărul 4, 4 e energie foarte încăpățânată și stabilă. Interesant cum s-a arătat și regele de monede. Poate că și voi, poate că și ei ați fost foarte încăpățânați. Vedem ce se arată, dar încăpățânarea asta e bună uneori, dar cu măsură, altfel vă blocați într-o stabilitate iluzorie. În trecut, ori voi, ori ei ați învățat să puneți niște limite. Să nu mai faceți compromisuri. Uh -huh. Să nu mai faceți compromisuri ca să puteți rezista la provocările viitoare sau actuale. 4 iau de iar apare și ați avea și numărul 4. Patru. 9 patru, nou, și 9 de două ori. Nouă, e număr spiritual, da? Înseamnă uh, încheierea unei transformări, da? Nu, septembrie. Poate o situație prin care ați trecut în septembrie la un moment dat va a afectat până de curând. Poate aveți de-a face că tot apare regele de monede cu cineva în sânul fecioarei. Regele de monede e și aici, da? O situație casă, 4, în care a fost străniți, ați avut probleme, trădați, ne înțelegi. Ați depus multe eforturi, v-ați implicat foarte mult în această situație, dar este o lecție, o călătorie spirituală. Acum vedem ce se arată în prezent. Pentru că trebuie să apreciați acest moment, da? Moment? Asta ține de prezent. Apreciați acest prezent. Ia să vedem ce este în prezent. Numărul 4. Nu știu cum o să dau la des. Nu știu. Ah, ce frumos! Deci tot vine abundența, da? Vai, ce drăguț! Ce frumos! Ok, în prezent aveți asul de monede, paetonul și Trei de cupe și valetul de spade. Chiar trebuie să comunicați. Chiar trebuie să comunicați. Ah, și sincer și emoțional. Că sunteți voi sem de aer, că, că comunicați cu un semn de aer, fiți atenți. Huh. Cu minciunele la regina de spade nu prea merge. Nu prea merge. Nu știu cine e aici a implicat. Cu fi semnul vărsătorului? Nu contează. Da. Pe care i-a ținut așa mai... Ia să vedem. Nu au fost niște situații secrete, misterioase, în care nu au fost lucrurile foarte clare. Poate ați avut și probleme financiare unii dintre voi, că nu deja vă apare abundența. Dar începe să se facă lumină în aceste situații confuze. Începeți să, începe să vă apropiați de vindecarea voastră da? și hm, să vă creați o strategie, eventual, cum să vă manifestați dreptatea și justiția de deoparte. Cum să vă exprimați emoțional și mental. Pare semnul racului de mai multe ori. Poate, poate unii aveți de-a face, nu poate, cu siguranță unii aveți de-a face și cu un semn al racului. Dar au fost niște situații, iau de iar, asul de spade. Bine, asta la un moment dat în trecut. semnul oracului. Semnul oracului reprezintă casa, cum am spus mai devreme. În casa ați avut probleme, în relațiile cu familia. Poate aveți situații financiare, ați avut probleme de genul ăsta sau neînțelegeri emoționale. Dar începe să vă vindecați, am zis. Și eventual, unii dintre voi am înțeles... Aha, vă faceți o strategie cum să ieșiți din acel mediu, da? Cum să vă vindecați și cum să ieșiți din acel mediu, din acele regrete, din acea singurătate și, eventual, să vă faceți justiție într-un fel sau altul. Așa simt nevoie să transmit, așa transmit. Iar un semn de apă și un semn de aer trebuie să comunice. Dar semnul de aer, nu știu de ce nu are curajul. Să uită în altă parte, vorbește, dar se uită în altă parte. Poate se emoționează prea mult, nu știu, rămâne de văzut, poate îmi spuneți. Poate fuge de emoții și, din acest motiv, întoarce capul, după cum vedeți, da? Cineva îi oferă o cupă niște emoții, el vorbește de una, de alta, dar parcă e teamă să se uite la cupă, parcă l-ar hipnotiza cupa. Emoțiile pe care le simte. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta, dar apreciați acest moment, da? Apreciați, uite, această ofertă. Apreciați-o. Și fiți autentic, da? Asta cred că este pentru valetul de spade. Fiți autentic, nu întoarceți privirea, nu încercați să fiți altceva ce nu sunteți, ce nu vă reprezintă. O, Doamne, și ce grea elecție a autenticității. O să bateria. Ok, deci în prezent aveți asul de monede, un nou început, o nouă relație, un nou job, un nou potențial, un nou proiect, cu care puteți să mergeți mai departe, către trei de cupe, către întâlnirea cu prietenii, către bucurie, da. Întâlnirea cu sufletul pereche. Întâlnirea cu steaua, da, că nu de para, degeaba apare steaua. Am zis faetonul merge întotdeauna către stea. Asta are în cap, asta aveți și voi în cap. Să mergeți către persoana care vă împlinește destinul, să vă împliniți destinul. Și să vă vindecați, că tot vorbim de vindecare, eremitul și patru de cupe. În prezent, vă mobilizați. Poate primiți niște bani, poate vă schimbați mașina, mergeți cu mașina, nu știu, într-o călătorie, la o întâlnire cu prietenii. Hmm. Sau, 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 că faetonul reprezintă și în oracului, al casei. Investiți un pic, se întâmplă ceva în casa voastră. Ori aveți o petrecere, ori investiți. Astea sunt mesaje scurte, da? Vă transformați casa? Hm? Și după aia sărbătoriți transformarea casei. Ha. Da, am zis, renașteți după niște trădări. Astea sunt trădările din trecut. Renașteți dintr-un triou. Poate vă depărtați de acest trieu. Posibil. Că fi fost treu cu racul, că fi fost cu altcineva, vă mobilizați, mergeți către împlinirea destinului vostru. Semn de foc, semn de apă. Viitor. Ia uite. Am zis că în familie s-a întâmplat ceva. În familie, în casă. În căsătorie. Marele preot în felul în care ați privit Nu, ce pică. Marea preoteasă, niște secrete. Niște secrete. Au fost triouri, au fost secrete. Asta e clar. Care vă au rămit. Dar vă setați către o nouă direcție, către o nouă pasiune, către un nou proiect, eventual către o nouă relație, asta e clar. Hai, viitorul apropiat pentru numărul 4 și să vedem cum o să descărcăm în acest video foarte lung. 3 de monede. În aceeași poziție a avut și setul numărul 1, deși singur. Au, oh, diavolul! Uf. Și 2 de băte. Hm. Regina de monede și mai devreme ați avut regiule de monede. Partenerul vostru, partenera voastră. Oh, wow! moartea și doi de băte. Hmm. Hmm în viitor îndepărtat. În continuare, un alt trio. Trei de monede. Teoretic ar trebui să începeți o colaborare, că tot vine acum în prezent. Dar eu zic să așteptați până iese mercur din retrogradare, că altfel se manifestă toxic, da? Apare diavolul. Mare grijă. Mare grijă. 3 de monede, diavolul, și 2 de bete. Diavolul, evident, care are conotații negative, dar în acest moment, așa cum mă uit la cărți și ceea ce simt, simt că este obsesia voastră de a merge mai departe către destinul vostru, pentru că în ultima vreme ați început să înțelegeți călătoria spirituală, situațiile prin care ați trecut. Sunt trei cărți care reprezintă trior, da? Patru de monede arată aici un, trei de spade, da? Trei de cupe iar și trei de monede. Ați fost în niște triori la un moment dat și nu vreți să le mai repetați? Vreți în viitorul apropiat să știți să decideți, să vă creați un nou viitor, o nouă lume, și sunteți obsedați, așa văd acum cărțile, să vă reconstruiți viața și să vă creați acest nou univers, această nouă viață. Sunteți obsedați de chestia asta. Pe de-o parte, există și potențialul să fiți obsedați, ori de cineva cu planeta în rac, ori de cineva în capricorn sau în fecioară, să zicem. Mm. Sau ei să fie obsedați de voi. Pe de altă parte, mai există și varianta ca să aveți într-adevăr o colaborare, vedeți, semn de pământ, o colaborare la locul de muncă cu cineva în semnul capricornului. Ei, și această colaborare, ca să nu-l vedem pe diavol chiar atât de negru, această colaborare cu cineva în semnul capricornului, că tot apare regina de monede în semnul capricornului, a apărut și regele de, de monede în semnul fecioarei, această colaborare să vă ajute să vă creați o nouă lume, să lăsați în, în spate persoane care nu v-au oprit, da, trei de spade, trei de cupe, să lăsați în spate situații triste, blocante și să mergeți către, să mergeți, da? către stea, cum am zis mai devreme, către un viitor, să vă creați ceva mai bun. Asta în cazul în care uh, diavolul poate să fie, am zis, un capricorn sau să fie obsesia voastră de reconstrucție și resetare. Haideți să vedem și varianta pozitivă. Reconstrucție și resetare. Asta pentru că la capătul setului de cărți aveți totuși dragoste, este peste tot în jurul vostru. Poate învățați să vedeți lucrurile astea. Pe vertical, la un moment dat, în trecut, să zicem, dacă v-ați blocat în prezent sau cineva v-a blocat, semn de foc mai mult sau mai puțin, în prezent aveți posibilitatea să primiți un nou proiect și să construiți ceva nou, să vă întâlniți eventual cu cineva cu care vă potriviți. Hmm. Apreciați acest moment. Apreciați-l. S-ar putea să primiți un ajutor să mergeți, v-am zis, mai departe. Și eventual, din această întâlnire cu un suflet pereche care vă aduce bucurie, să puteți să, să creați ceva frumos, să vă resetați viața. Da, și s-ar putea să aveți o mare pasiune, o mare chimie pentru această persoană posibil. Nu știu de ce, eu acum simt că aveți o obsesie pentru o mașină. Așa simt. Eu știu, dacă cineva poate să-mi confirme, pentru că doi de bute reprezintă moment de decizii, planuri, trei de, de monede, cineva care lucrează, lucrează să-și să pună bazele, să-și creeze o stabilitate, da? Acest diavol, obsesia pentru a-și face bani, pentru a se replanifica restructura, nu știu de ce, către mașină. Adică știu de ce, că e faetonul, dar poate că... Din niște motive apare și ei, eremitul aici. Poate n-ați avut mașină, nu v-ați putut mobiliza la un moment dat în trecut și ați făcut așa o obsesie către mașini sau vreți să vă schimbați mașina sau... așa simt, așa citesc. Pentru că vreți să călătoriți, vreți să vă creați o nouă lume, o, da? un nou univers, aveți nevoie de acest potențial de mișcare. E obsesie. Mm, nu mi se pare foarte negativ diavolul, chiar dacă arată așa. Sărăcuțul Capricorn. V-am zis, poate să fie un Capricorn, poate să fie o poziție Capricorn-Rac, da? Obsesia pentru, aha, pentru muncă, pentru carieră, pentru transformarea vieții voastre. Trebuie să munciți foarte mult la locul de muncă ca să vă puteți bucura de niște situații, de niște potențiare în casă, faetonul, casa a patra, da? Așa simt, așa vă transmit. Poate oferta pe care o primit să fie de la un rac, că tot e semnul, nu neapărat de la un capricorn. Poate voi sunteți capricorn sau semn de pământ. Variază, de la, sunteți mulți, nu, nu, nu fac etalare pe zorie, ci pe seturi de cărți. Ei, și situația în sine vă aduce mai aproape de partenerul vostru de destin, că a apărut la început regele de monede și acum regina de monede, partenerul vostru de destin. Și întâlnirea cu acest partener să vă transforme viața. Să vă transforme viața. Poate partenerul să fie și scorpion, neapărat semn de pământ. Da, ia uite. Am vrut să clarific diavolul și a apărut moartea. Trebuie să puneți capăt unor obsesii. Posibil pentru bani, posibil pentru niște triori în care sunteți la locul de muncă. Da sau pentru muncă sau niște obsesi. Da? Trebuie să puneți capăt ca să puteți manifesta acest, uh, această nouă lume ca să puteți să luați niște decizii corecte. Să nu mai manifestați triori. 3 de spade pe 3 de monede, da vedeți? Pentru că dacă, le dacă nu știți să manifestați, rămâneți în aceste energii toxice. Trebuie să puneți capăt, să renașteți. Sau poate la un moment dat va trebui să decideți pentru unii dintre voi între un scorpion și un capricorn. Să zicem. În fine. Ideea este, concluzia este că trebuie să puneți capăt acestui diavol. Să-l striviți într-un fel și cum se poate decât prin spiritualitate. Mulțumesc, Doamne, da? Prin spiritualitate, prin meditație. Și în momentul în care primiți mesajele, mergeți cu toată forța înainte către stea către împlinirea destinului vostru. Cam aceasta ar fi etalarea pentru numărul 4. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!